cumpărat o sobă. O să vedeți pe parcurs despre ce este vorba. Așadar, vă invit să rămâneți alături de mine și să vedem într-un final ceea ce va rezulta. Într-un fel, dacă o duc cu totul, îmi vine mult mai ușor pentru că nu mai fac atât de multe drumuri până aici în deal unde am lăsat mașina pe muchie și să încerc să o duc dintr-o singură bucată, să o apropii. Asta nu o aruncăm, aș face cumva un sertar din ea. Foarte bine, este foarte bine ambalată. Aceasta este ușa. Ruburile și de la cenușar. Cartoarele, bineînțeles că nu le voi arunca, voi face focul cu ea, cu ele. Avem și o mănușă. Din piele. Ia să vedem ce mai avem aici. Aici bănuiesc că sunt picioarele. Exact, aici sunt picioarele. Foarte bine ambalată. Mi-a plăcut enorm de mult această sobă pentru că este micuță, se poate găti la ea, se încadrează în spațiul care îl am și sper că la noapte o voi boieri, cum se spune. Hai să vedem ce mai avem aici. Să avem plitele pentru că nu le-am găsit. Ia să desfacem și aici. Exact, aici sunt plitele.
Fraților, încep montajul sobei și cum altfel decât începând cu siguranța, protecția antifoc. Am aici, după cum am spus, o placă de silicat care rezistă la temperaturi foarte înalte. Este special destinată pentru protecții termice. Soba degaje și de desubt căldură. O voi pune pe sol, iar deasupra, haideți să vă și arat. O voi tăia. Se punem cărămizile pentru picioare, pentru că și până picioarele sobei se degaje căldură. V-am spus, este foarte grea. Soba are undeva la 70 de kilograme. Deci automat picioarele vin mai în față. Așa, și acum am și niște distanțe de respectat. Înainte de a începe să montez coșul de fum, am aici, ca să nu-i fac reclamă, un silicon special pentru coșurile de fum. Ține până la 1250 de grade. Se vede, da? Și este special pentru sobe, pentru șeminee, unde voi da cu el pentru a nu întoarce fumul înapoi, pentru a etanșa bine încheieturile. Haideți cu un strat generos de silicon, special pentru, după cum am spus, pentru sobe, pentru șeminee. După cum ați văzut, ține până la 1250 de grade. Iar apoi îl voi prinde.
Da, spațiu suficient între sobă și perete. Da, dar și aici voi izola pereții tot cu silicat. Aici mai am o spumă. Specială pentru șeminee, pentru sobe, pentru izolații. Să vedem ce, pentru ce este și destinată. Spumă PU rezistentă la foc. Monocomponentă rezistentă la foc cu gaz propulsator non-toxic. Rezistentă la foc până la 240, rezistentă la foc până la 240 de minute. Deci, recomand folosirea acestor produse. Voi începe să semnez locul, dar și aici am lemn. Așadar veți vedea ce voi folosi pentru izolație. La fel este specială pentru coșurile de fum.
Am verificat mașoanele ce le-am făcut și acestea pot spune că sunt reci. Asta deja este încins pentru că se vede pe culoarea lui. Pereții sunt, pot spune că la temperatura camerei sunt normali. Da. Iar aici deja este foarte cald.